Inaugurarea pieței de gropi pentru pește este programată pentru data de 3 octombrie, când vor fi deschise în aceeași locație și zilele recoltei, eveniment despre care s-a anunțat că este organizat de Primăria Giurgiu și Direcția pentru Agricultură. Fiind vorba despre două instituții publice, totul părea în regulă, numai că pe un document cu titlu de invitație adresată unor firme din Giurgiu apare și o societate comercială privată, un SRL cunoscut pentru faptul că se ocupă de organizarea de târguri. În numele organizatorilor, pe document este menționată ca reprezentant Nina Elena Paraschivescu, cea care deține această societate. În plus, una dintre firmele care au primit invitația susține că i s-a cerut taxă de participare, ceea ce nu este deloc în regulă, din moment ce zilele recoltei vor avea loc la un obiectiv al primăriei, adică unul de interes public. Mai sunt câteva zile până la inaugurarea pieței de gropi pentru pește, aici unde ne aflăm, și aceasta se va întâmpla pe data de 3 octombrie. Că acest centru va fi sau nu rentabil, va fi sau nu eficient, vom vedea cu timpul, însă această inaugurare ridică deja câteva semne de întrebare. Și aceasta pentru că în aceleași zile, 3 și 4 octombrie, vor fi și zilele recoltei și se vor desfășura tot aici la piața de gropi pentru pește. Ei bine, primăria va trebui să organizeze aceste zile ale recoltei în parteneriat cu Direcția Agricolă și cu Camera de Comerț. Sau cel puțin hotărârea de Consiliul Local prevede că parteneriatul este între primărie și Direcția Agricolă. A apărut însă în peisaj un SRL, o societate comercială privată, care se zice se ocupă de organizarea acestor zile ale recoltei. Ce caută un SRL într-un obiectiv public încă nu știm. Sursele noastre spun însă că acest SRL a transmis adrese către societăți comerciale prin care le invită în numele organizatorilor la acest eveniment și unora dintre ele li s-a cerut și taxă de participare. Firma care pretinde că reprezintă organizatori este un SRL, așa cum spuneam, și de aceea mai apar multe semne de întrebare. Unul ar fi dacă are într-adevăr mandat de la primărie și de la Direcția pentru Agricultură să facă acest lucru, dar și să solicite taxă de participare, una care nu ar putea fi încasată decât de firma în cauză, fiindcă municipalitatea sau Direcția pentru Agricultură nu au decis să facă acest lucru. Informațiile descoperite în mediul online despre această firmă arată că este una destul de profitabilă, în 2013 și 2014 înregistrând profit cumulat de peste 1 miliard de lei vechi, deși în 2013 figurează fără niciun angajat, iar în 2014 cu un singur angajat. De altfel, aceleași surse arată că din 2006 și până în 2014, doar în 4 din cei 9 ani de referință, firma apare cu un angajat, în rest fiind înregistrată fără niciun angajat. Este vorba despre o firmă cunoscută și pentru relații bune cu autorități publice, beneficiind de-a lungul timpului de facilități de la administrația locală. Curios este faptul că la recenta ședință a Consiliului Local, consilierii au votat parteneriatul primăriei cu Direcția pentru Agricultură pentru organizarea zilelor recoltei, dar despre această firmă nu s-a spus niciun cuvânt.